încerci să faci ceva și nu-ți iese orice ai face. O să vă povestesc acum o chestie care n-a ținut atât de mult de mine sau de colegii mei din Holograf, dar am încercat, ca toți românii după Revoluție, imediat după Revoluție, am crezut că, uite, a venit libertatea, frumos, hai să plecăm în vest să vedem totuși cum stăm, cum stăm, așa, ca evaluare, printre toți ceilalți. Și am găsit un impresar foarte bun, nimic de zis, ne-a dus la Londra. La Londra, unde era miezul muzicii rock și atunci și acum și va mai fi și de acum încolo. Și am cunoscut o grămadă de oameni extraordinari, am cunoscut producătorii celor de la Fine Young Cannibals, de la lui Cyndi Lauper și așa mai departe, care se uitau la noi și ziceau, bă băieți, cum să vă spunem, degeaba veniți aici cu plete, jeans, ciocate și destemne, îi avem deja pe ai noștri, Bon Jovi ăștia, veniți voi așa cum veniți voi pe Dâmbovița, cu o Skoda, cu o Lada, cu o Dacie, cu ceva, noi vrem să vă cunoaștem așa cum sunteți la voi acolo, în România, nu ne trebuie să ne mai veniți voi să ne arătați cât de deștept sunteți, că avem destui de ai noștri. Și am încercat atunci, am scos și un single, World Full of Lies se numește, am cântat în engleză o piesă care în română este Umbre pe cer. Numai că, după nicio săptămână, ghinionul formației și nu numai la Românie, a fost că au venit minerii la București. Era în 13 iunie când am plecat și când colegii mei, care aveau într-adevăr părul mult mai lung pe vremea aia, erau să fie bătuți în față la Tarom, era o agenție Tarom vestită. Și norocul lor a fost că unul din mineri, mă rog, nu știu ce fel de mineri era ăla de ascultat Holograf, a zis, nu-i loviți că-s băieții noștri, așa, și așa am reușit să plecăm în Anglia. E, din momentul ăla a început haosul în România și atunci englezii s-au speriat și au zis, băi, ați venit aici, vreau să vă spun că România avea o presă excepțională atunci. Eram priviți extraordinar și am reușit în nici 3 luni să dărâmăm toată părerea bună a occidentalilor și a celor care ne priveau, prin venirea minerilor și prin multe alte acțiuni care au fost, și probabil unii dintre dumneavoastră le-au trăit, alții le-au citit, alții nu le știu, dar nu asta e problema. Problema e că atunci ne uitam cu toții pe televizor și vedeam pe mineri cum îi bat pe pensionari prin Piața Unirii sau a Universității, cum uite mașinăria de făcut bani falși, uite PNCCD-ul, uite COPOS, uite vor să ne fure țara, nu ne vindem țara și uite asta a fost și aia s-au speriat. Și cu toate că cei care ne-au văzut de la Virgin Records și ne-au dat, nu știu, 8 puncte din 10 și au zis, au venit după noi pe aeroport, veniți încoace, rămâneți să culegeți frunze în Hyde Park, dar nu plecați, rămâneți aici pentru că știm ce să facem cu voi, a trebuit să ne întoarcem în România după o săptămână, apropo de ce încerci să faci și nu poți, și de data asta nu știu dacă a depins numai de noi, dar în orice caz a fost o conjunctură politică foarte, foarte neplăcută, foarte urâtă. Și orice am fi făcut și orice am făcut, n-am reușit atunci să accedem la o, cu ghilimele, o carieră internațională. Dar erau foarte, foarte interesați de muzica românească și ca să completez, la scurt timp după aceea am fost în Franța la un festival excepțional la Bourges, unde un poet mare de tot, că a murit și el, Dumnezeu să-l odihnească, Jacques Higelin, a ținut un speech într-o sală de 2000 de persoane, de francezi, plus încă vreo 30 de români loviți și mutilați la Revoluție de cei care au tras ca niște inconștienți, în fine, și care erau acolo la tratament. A ținut un speech, asta vreau să vă spun, despre România și despre români, cum eu n-am auzit în 32 de ani niciun președinte să îl aibă. Adică un francez iubea atât de mult România, latinitatea, ceea ce considera el că suntem noi, frații lui, frații lor și așa mai departe, încât a oprit spectacolul și a vorbit 5 minute despre România, cum eu n-am auzit pe niciun român să vorbească despre țara lui.